Nici o zi fără accidente rutiere în capitală. Două coliziuni s-au produs în prima jumătate a zilei de 8 mai, în mai puțin de 2 ore. Primul caz a avut loc la intersecția străzilor Ion Dumeniuc și Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana, în jurul orei 9. Potrivit ofițerului de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, unul din automobile era condus de o femeie de 54 de ani, iar cealaltă mașină de o tânără de 28 de ani. Deocamdată nu este clar care dintre cele două șoferițe a provocat coliziunea. Cert este că niciuna dintre ele nu a pățit nimic. O altă coliziune a fost surprinsă de o cameră de bord 2 ore mai târziu pe strada Calea Orheiului. În imagini se vede cum unul dintre șoferi mai întâi se deplasează șerpuit de pe o bandă pe alta, iar la un moment dat începe să se miște la stânga fără să observe că pe banda vecină se află o altă mașină. Din fericire, nici de această dată nu s-au înregistrat victime. Conform legii, șoferii care vor fi găsiți vinovați de producerea celor două accidente de circulație se vor alege cu câte 6 puncte de penalizare, dar și cu câte o amendă de 1.500 de lei.